comunicarea. Constatăm foarte des că la Bruxelles vin lideri naționali și toți vorbesc de bine despre Uniunea Europeană, despre viitorul ei, despre ce trebuie să facem noi ca să funcționeze. Aceiași lideri merg acasă și încep să aibă un discurs exact opus. Acuză Uniunea Europeană pentru toate greșelile care de fapt se fac în plan național, pentru toate eșecurile pe care fiecare le are la el acasă. E, așa nu se poate. Este nevoie de o comunicare serioasă, este nevoie de o comunicare credibilă și este nevoie de o comunicare intensă. Atât cetățenii europeni au nevoie de o astfel de comunicare, cât și partenerii externi. Lipsa acestui fel de a comunica duplicitar, rezultatul acestui discurs duplicitar, este ascensiunea partidelor populiste și extremiste și a partidelor eurosceptice. Ori toți aceștia nu vor veni cu soluții pentru Uniunea Europeană.